Am revenit în direct. Vești proaste pentru românii cu credite pentru locuință. Ratele ar putea să se majoreze din nou. IRCC, indicele în funcție de care se calculează dobânzile, va fi actualizat până la sfârșitul lunii, iar reprezentanții BNR se așteaptă la o creștere consistentă a acestuia. Pe de altă parte, Robor la trei luni a înregistrat o ușoară scădere. Indicele robor a atins în această perioadă 6,5%, o scădere ușoară în contextul în care în luna octombrie anului trecut indicele a atins o valoare de 8,21%. Acest lucru se va resimți și în portofelele românilor cu credite în lei care vor plăti rate mai mici. Veștile nu sunt la fel de bune pentru românii care au rate în funcție de IRCC. Potrivit analiștilor BNR, indicele la 6 luni ar putea avea o valoare record în luna aprilie. IRCC-ul e de fapt un robor pe termen scurt cu o de 6 luni. Va fi probabil la vârf, la următoarea scadență care începe pe 1 aprilie, va fi undeva la 6,02. Asta nu înseamnă că vor coborâ dobânzile rapid la 1%, așa cum au fost acum 3 ani. E imposibil, nu că nu ne dorim, a declarat purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu. În acest moment, IRCC are valoarea de 5,71%, o creștere cu aproximativ 4% față de aceeași perioadă a anului trecut. La începutul anului 2022, era de aproximativ 2%, iar aceste schimbări au afectat ratele românilor. Pentru un credit ipotecar normal de 250.000 de lei, luat pe o perioadă de 30 de ani, rata a crescut cu aproape 800 de lei în ultimul an. Specialiștii BNR preconizează că Robor și IRCC ar putea să ajungă la aceleași valori în următoarea perioadă.